non ho dato cina la cedro simitaz, da cine reasavinas preacastas unte cina, cunt lumia se incina, sper, maisos est defacat. Chiamatis tu la cina de parului Christos, mutera sa de lumea fras mere un jos, deci iată, ceasul sună. Și robul e trimis la oameni cu sărăștina. De ce voi nu veniți? De ce această lume o pui mereu mai sus, ca mare oglindire ce vine din Isus? Aceasta ți-e femeia din partea celui sfânt sau poate necredința te ține la pământ? Oprește-te acum, mai iubite călător, și nu sta la tocmeală cu Sfântul Creator. Primește azi chemarea și nu vei regreta, căci masa e întinsă și pentru casa ta. Când robul se va întoarce la marele împărat, urechea ce-o să audă? Căci nu e refuzat, atras de lumea aceasta și plină de păcat. Căci n-ai tu datorie la marele sabat. Luca, doctor iscusit, ne spune și ne scrie de marea mântuire și marea bucurie, de marea minune ce se va întâmpla când Domnul cu ai lui cina va serva. Dar ne mai spune un cuvânt prea-naltul, căci dacă cine o iei, te-a stăpânit păcatul. Că dacă tu nu ai primit chemarea minunată, în veci de veci mă vei gusta din cina îndelșugată. Acum ai timp, răspunde la chemare și apoi în cerul lui cel sfânt vei sta sănătoare. Căci toți acei ce l-au respins pe marele împărat, afară toți vor rămânea în negrul lor păcat. Noi să nu uităm că Domnul a spus aspru și a păsat. Cine vrea cu mine cerul să facă ce-am făcut eu? De aceea, împlinirea să nu fie doar citire.